Salutare, prieteni! Eu sunt Paul și astăzi vă prezint, așa, cât ne mai permite timpul și lumina de afară, acest model de Volvo XC60. Este fabricație 2013, ultimul model înainte de facelift. Modelul de față este un 2.4 D5, adică D5 semnifică cea mai puternică motorizare de 215 cai. Avantajul sau dezavantajul, depinde cum îl privești, este faptul că are o cutie manuală în 6 trepte. Este o echipare de mijloc, aș spune eu, în sensul că are destul de multe dotări, însă nu are dotările alea wow, știi, pe care le caută toată lumea și nu le folosește nimeni. Adică lane assist, senzorul de un mort, păstrarea distanței față de mașina din față. În rest, și proiectoare n-are. My bad. Să începem cu partea din față. Trebuie să spun la început că este o mașină foarte impunătoare, masivă. Adică, nu știu dacă se vede pe filmare, dar grila asta din față este imensă. Este o mașină impunătoare. O chestie specifică Volvo, scrisul de aici cu Volvo se dezlipește și trebuie schimbat. Eu am făcut treaba asta deja de două ori. Efectiv, se decolorează și cade. După cum vedeți, mașina are faruri cu lupă. Însă nu este Big Xenon, este Xenon doar pe fază scurtă. În partea de jos aici avem spălătoarele de faruri și iar aici avem lumina de zi, două benzi frumoase, albe. O chestie frumoasă, specifică Volvo, este această lumină laterală din faruri, care este portocalie. Haideți că vă și arăt. O secundă doar. Ia uitați, foarte frumos arată. Acestea sunt luminile de zi. Dacă tot suntem în partea din față, și bănuiesc că vă interesează destul de mult faptul că este o mașină 4x4, cu ajutorul unei rulete aș vrea să vă arăt care este distanța până la partea de asfalt a mașinii. Deci 30 de centimetri pentru partea din față, unghiul de atac. Așa, random, vă arăt și la praguri. Este 28 de centimetri și dacă nu greșesc, dacă nu mă pierd în termeni, unghiul de degajare sau distanța de la bara spate este aproximativ 40 de centimetri. Niște distanțe destul de bune, însă mașina nu este făcută pentru off-road neapărat. Haideți să vă arăt și dimensiunile portbagajului. Să spunem că pe lungime are undeva la 80 de centimetri. Pe lățime are 1,20 m și pe înălțime are aproximativ 74 de centimetri. Niște dimensiuni destul de bune, nu știu să vă spun exact în litri, litrii găsiți pe paginile de web. Să revenim la partea din față, până nu se întunecă de tot. Cum spuneam, grila asta foarte mare. Senzorii de parcare ascunși foarte bine pe zonele negre, deci avem aici unde ar trebui să fie și proiectorul. Și jos în grilă avem senzorii de parcare. În faruri, semnalizările, pozițiile, deodată cu acestea, fază scurtă, fază lungă. Cam atât în partea din față. Din păcate, la modelul meu, ăsta, nu avem diuze de spălat parbrizul de tip perdea, avem niște diuze cât se poate de simple, destul de ineficiente, dar asta este. Pe lateral mașina nu este nimic wow, însă este o mașină destul de elegantă. Are această dungă cromată de sub geamuri până în partea din spate. În oglinzi avem semnalizatoarele. De asemenea, oglinzile sunt pliabile, se pliază automat când închizi mașina. Pe parbriz aici avem câțiva senzori și inscripția City Safety. Mașina vine de fabrică echipată cu protecția la impact, la viteză mică, mașina frânează. În partea de jos a parbrizului, dacă vreți să vedeți o mașină, aveți seria de verificare. Și aici aveți o clemă unde puteți să prindeți un număr de telefon, în caz că parcați aiurea. Mai facem un prim plan din față. Apoi trecem către spate. Mânerele sunt de tip clasic. Doar tragi de el. Nu e cu nicio schemă.
mai sunt mașini care le au pe aici, pe lângă geam, asta e foarte clasică. Jantele mașinii sunt pe 17, să vă spun dimensiunea este 235 pe 65, deci este un balon imens. Pe 17 sunt foarte, foarte comode. Stopurile spate sunt pe LED, dar doar lumina de poziție. Lumina de frână, marșarierul și semnalizarea sunt pe bec normal, de tip halogen. Portbagajul este electric. Se deschide și se închide electric. Aici avem butonul, este și iluminat. În partea de jos avem două guri de evacuare cu tipsuri. Sunt evacuări reale. Iar aici jos avem o mascare care de fapt maschează locul unde se pune cârligul la mașina aceasta. Mașina are și cârlig, însă este demontat. Iar dacă vrem spre partea de senzor, n-au mai fost chiar așa de discreți ca pe față. Aici se vede decupajul pentru senzorii de parcare, însă poate suntem noi cârcotași. În partea de jos a bării avem și luminile de ceață pentru spate, care din câte mi-aduc eu aminte, merge doar pe o parte în funcție de țara în care e cumpărată mașina. Sus avem și iluminarea la număr și în stânga avem inscripția pe portbagaj XC60 și Volvo. Frumos, mi se pare că scrie Volvo. Dacă mă întrebați să vine la Skoda, de exemplu, nu-mi place cum scrie Skoda, mi se pare o chestie originală Volvo. Asta este părerea mea. Poate mă înșel, poate nu este cea mai corectă. În partea de sus avem al treilea stop de frână, care deși pare așa de mare, el este doar de aici până aici, doar între zonele a două mici și negre. În rest este de design. În partea de sus pe mașină avem acea aripioară de rechin sau antenă de GPS, ca să-i spunem într-un mod mai corect. Și probabil și de radio, dar nu știu dacă interesează pe cineva chestia asta. Cum vă spuneam, niște impresii, dacă ar fi să vă spun despre mașina asta niște lucruri din punctul de vedere al unui proprietar de Volvo de 3 ani, modelul acesta. Momentan mai dețin și un S60. Mașina asta, în primul rând, îți dă senzația de siguranță. Adică, pe lângă poziția de condus destul de sus la volan, nu știu, ai impresia că vezi așa peste bord și ești sus față de alte mașini. Adică, comparativ cu mașini de clasă medie sau crossover de oraș, ca să zic așa, ăsta, micuțul de la Renault, cum îi spune... Vai, ce lapsus am acum. Da, decât Renault Captur sau decât Nissan Juke sau decât Qashqai sau decât Tiguan, că de fapt mașina asta este încadrată în seria de mașini cum este Tiguanul, nu este ca și Touareg-ul, că Touareg-ul are echivalent XC90-ul. Deci da, deci mașina asta îți dă impresia asta de confort, adică nu îți dă impresia, este foarte confortabilă. Trebuie să aveți în vedere că are balon pe 65 la roți, adică este un balon cât se poate de mare, nu știu dacă este mai mare pe mașini de serie. Bine, mașinile astea vin cu roți până la 17, asta de față are cele mai mici roți care se pot pune pe trierii ăștia, bănuiesc eu. Nu știu dacă poți să pui roți pe 16 pe XC60, însă pe 17 se pot și sunt al naibii de comode. Da, după 3 ani pot să spun că este o mașină cât se poate de corectă. Nu. Dacă este să vorbim despre partea de interior, aici avem unele surprize plăcute, unele mai puțin plăcute. Haideți să începem cu fața de ușă. Trebuie să spun de la fața locului că nu este o calitate a materialelor extraordinară, însă este satisfăcătoare. În partea de sus avem un plastic foarte puțin moale. În partea de jos un pic mai moale aici, în zona de contact a mâinii. Iar aici, mai jos, este totuși un plastic acoperit cu o fâșie de imitație de piele, cauciuc, așa, destul de texturată. Deci este plastic, dar totuși are o fâșie de material. Buzunarul ușii este îndestulător, adică încape o sticlă de jumate colcată sau, să zicem, 2-3 sticle de jumătate de litru în picioare. Partea de comenzi n-are rost să vă mai amintim pentru că sunt la fel la toate mașinile, geamuri electrice, toate patru, blocarea pentru geamurile spate și reglajul oglinzilor, stânga-dreapta. Iar aici, ca pe ușa de la pasager, avem un buton care blochează ușile
și le deblochează. Scaunele mașinii, acestea sunt scaunele în versiunea standard. Mai există și o versiune cu piele. Piele o singură culoare sau este piele în două culori. Reglajele sunt manuale pe această mașină. Adică aici avem reglaj de înălțime, clasică la orice mașină, sus, jos. În partea din față avem reglajul pentru șezut. Adică de aici reglăm foarte frumos înclinația șezutului. Aici în partea din față avem un buzunăraș, tipic Volvo, pe scaune. În lateral aici avem comenzile pentru faruri, cât și pentru deschiderea bușonului de combustibil, adică doar a ușiței de vizitare, butonul pentru portbagajul electric, intensitatea luminozității luminilor de pe interior, de la ceasuri și consolă, și butonul de proiectoare doar spate, din păcate, pe acest model. Mașina de față vine cu 3 pedale, fiind cutie manuală, însă majoritatea sunt cutie automată. În stânga jos aici avem mufa OBD, reglajul volanului, care este atât pe înălțime cât și pe adâncime reglabil. Haideți să vă arăt întâi, înainte de a porni motorul. De fapt, n-are rost să mai pornim, că asta nu este așa ceva. Cheia mașinii, o cheie destul de banală, de o calitate îndoielnică, să-și putea spune, pentru că se uzează. Avem butonul pentru, cum să vă spun eu vouă, de aici, dacă l-apeși. Dacă apeși acest buton, începe să claxoneze mașina pentru, poate fi numit un buton de panică sau un buton de a găsi mașina în parcare. De pe acest buton acționezi farurile mașinii, adică pozițiile, luminile de poziție din faruri, adică luminile portocalii de pe laterale, cât și luminile de zi, stopurile spate și luminile din oglinzi. De aici deschidem portbagajul electric, apăsăm o dată și portbagajul se ridică automat, însă nu și coboară, și blocat de blocatuș. Tot aici avem și cheia fixă, tragem de chestia asta micuță aici și iasă cheia clasică. Este o cheie tijă. Pe volan, o problemă destul de des întâlnită, se exfoliază scrisul ăsta de aici. Aici normal este de culoare albastră, ca pe cheie, însă se exfoliază. Avem comenzile pentru cruise control și în dreapta avem comenzile pentru derularea, de fapt schimbarea postului de radio, cât și a melodiilor, și butonul de volum. Comenzile vocale nu prea. În stânga avem comenzile pentru computerul de bord și în dreapta pentru ștergătoare. Haideți să vă arăt foarte pe scurt computerul de bord. Asta este meniul principal, urmat de, trebuie pornită totuși, de un meniu în limba germană, dar intuitiv vă spun că aici spune viteza medie cu care se deplasează mașina, consumul instant, consumul mediu și cât mai poți să faci cu motorina pe care o ai acum în rezervor. Aici în stânga este indicatorul de combustibil, mașina de față fiind diesel. Cam atâta pe partea de computer și eventual îți mai arată unele erori. Haideți să vedem aici pe partea de media cum stă mașina. O chestie care pe mine mă nemulțumește este faptul că Volvo, printre care și alți producători, au obiceiul ăsta aiurea să lase butoanele astea oarbe aici, știi? Butoanele astea goale care nu sunt tocmai estetice. Adică
sunt și cazuri mai rele în care au cam toate butoanele astea goale și destul de enervant. Pe partea de multimedia, mașina are Bluetooth, care poți să-l folosești atât la apeluri cât și la streaming audio. După cum vedeți aici, telefonul este conectat, însă nu redă nicio melodie. Are iarăși loc de CD-ul. Are loc de USB în cotieră. Poți să pui un iPod sau poți să pui auxiliar. Din păcate, mașina asta nu are opțiunea de browser web. Se putea și browser web, venea aici pe butonul ăsta. Pe partea de jos aici avem butonul pentru rabatarea tetierelor. Deci se culcă automat tetierele. Aici avem butonul pentru dezactivarea funcției start-stop. Butonul care dezactivează senzorul de parcare. Aici avem un buton care activează un sistem ce ajută la coborârea mașinii în pantă. Adică vă spun cum funcționează. Bagi mașina în dreapta întâi, apeși acest buton, deci trebuie să fie ambreiajul călcat, băgat în dreapta întâia și butonul ăsta se activează. Îi spune Hill Descent Control și oarecum înfrânează mașina asta în momentul în care coboară pentru a nu prinde viteză. O ține acolo la 15-20 la oră. Butonul de recirculare aer, zaburire, lunetă, cât și oglinzile laterale, zaburire parbriz și aici comenzile pentru navigație. În stânga aici și în dreapta pe butoanele pentru reglarea temperaturii avem și indicatoare de scaune încălzite care odată activate apar aici. În bord, din păcate este o reflexie acum și se vede cam aiurea. Uite acum se vede mai bine. Pe partea de radio este un meniu destul de complicat, aș spune eu. Ai două metode de afișare, asta este prima metodă în care îți apar posturile mai jos. Și acum nu mai știu exact cum, dar mai era un fel prin care poți să-l uite pe aici undeva. Așa. Fără să-ți mai arate toate posturile. Bun. Pe partea de climă, mașina are climă pe două zone, după cum arată și aici pe acest micuț display, care de fapt nu este cel mic, este versiunea mare. Avem aici în stânga indicatorul pentru clima din stânga și în dreapta pentru pasagerul din dreapta. Clima este doar pe două zone. Încălzirea în scaune de asemenea este doar pentru scaunele din față. Avem aici pe maneta de ștergătoare și un reglaj pentru a stabili cât de frecvent șterg acestea, cât și ștergătoare pentru lunetă. În partea de sus aici avem, ca la orice mașină, acești robineți, să le spunem, care blochează ventilația, butonul de avarii, destul de accesibil, butonul de start-stop. O chestie interesantă este faptul că, deși mașina nu este keyless go, odată pornită poți să scoți cheia. Am pornit din greșeală ștergătoarele. Deci poți să scoți cheia în momentul în care mașina este deja pornită, însă mașina nu pornește fără cheie și nici nu se deschide fără cheie. Este destul de interesantă. Pe partea de navigație, mașina, să spunem că stă cam rău. Însă chestia asta o întâlnim cam la toate mașinile de generație veche, pentru că hărțile se updatează în mod constant. Însă cine mai folosește navigația mașinii ziua de astăzi? În partea de sus avem un parasolar cu tot cu oglindă și iluminare. Asta este o chestie destul de drăguță, faptul că ai iluminare atât la șofer cât și la pasager. Pe partea de iluminare interioară destul de slăbuț.
acestea două sunt luminile pentru citire, care bat fix în, în poale, ca să spunem așa, pentru a bate pe carte. Aici pe central, pe consola centrală avem un suport de două pahare, care de asemenea poate fi scos afară și rămâne un spațiu plan și ai loc de băgat niște chestii mai ușor. Aici e priza de 12V, bricheta. Mașina din păcate nu vine cu scrumieră, deci ești nevoie să-ți cumperi o scrumieră separată dacă ești fumător. Cutia de viteze este în 6 trepte și aș putea spune că este foarte bine etajată, dar în primul rând este foarte plăcută la condus. Adică foarte frumos se face trecerea între viteze. Deci foarte ușor. Deci nu depui deloc efort. Și din ce am înțeles și din poveștile cu alți posesori de XC60, modelele cu cutie de viteze manuală sunt mult mai fâșnețe, mult mai... Au un zvâc mai mare. Deci asta este o chestie general valabilă și am și fost cu o mașină de genul acesta, însă nu mă pot pronunța foarte precis pentru că aceea era versiunea de 2.4 de 163 de cai. Haideți puțin să trecem și la partea din spate și apoi mai continuăm cu poveștile. Un lucru interesant la Volvo este atenția la detalii, adică gurile de climatizare pentru locurile din spate sunt pe stâlpi laterali, nu cum te-ai fi așteptat să fie pe central, pe partea centrală. Și chestiile astea de aici, preșurile, atât în față cât și în spate, au aceste dopuri aici în care se ancorează. Deci asta este o chestie destul de drăguță în care oamenii de la Volvo au investit. Scaunele sunt pe laterale și pe centru, dintr-o imitație de piele, dar n-aș spune, e așa vor să fie, o imitație de piele. Este un cauciuc moale și pe centru este un textil. Aici sunt tetierele, avem aici două butoane, primul dintre ele rabatează doar tetiera și al doilea de el, dintre ele, dacă tragi, poți să rabatezi scaunul. Chestia asta cu rabatul de tetiere ajută la faptul că dacă nu s-ar rabata, ar da în spătarul ăsta. Odată rabatate, scaunele formează o suprafață plană, deci asta e o chestie foarte utilă. Pe locurile din spate nu poți să te plângi, ai un loc suficient. De asemenea, ai un spațiu de stocare și pe ușă, în care intră o sticlă de jumătate de litru. Ai comenzile pentru geamuri, mânerul, chestia asta enervantă aici, care după mine ar fi trebuit să dispară de mult. În partea de jos avem un difuzor de medii. O chestie iară frumoasă, deși spătarul scaunului este din textil, locul unde dai cu picioarele aici este din aceeași material ca aici, adică este foarte ușor de curățat. În partea de sus avem și o plafonieră, să-i spunem, sau nu știu cum se spune, da, plafonieră. Mânerele astea care se ridică destul de ușor, ceea ce, după spusele unora, indică faptul că este calitate. De asemenea, în spate avem o priză de 12V și după cum vedeți aici, avem reglajele pentru umflătura spătarului scaunului, atât pentru pasager cât și pentru șofer. Pe cotiera din spate avem aici un mic spațiu de stocare, aici încă unul mic și suportul de pahare. Cotiera se închide și se ridică. La fel, titiera asta de aici e reglabilă, poți să o cobori sau să o ridici. Să trecem rapid și la partea din spate a portbagajului. Portbagajul, după cum vedeți, are două iluminări pentru număr și este electric. Acum, scuzați, este geaca mea aici. Portbagajul este suficient pentru o familie cu 4 membri, aș putea spune. Aici, în lateral, avem niște capitonaje care maschează oarecum niște zone de vizitare.
De asemenea, avem o priză de 12V, iar în partea de jos, ceea ce mie nu mi-a plăcut, este acest sertar care ajută la compartimentarea utilă a portbagajului, adică ai două baxuri de apă și vrei să le pui frumos acolo în spate, unde acum e geaca și casca, ridici chestia asta frumos, când e în capăt, ea se întărește de aici și nu-ți mai vin toate chestiile rostogol prin portbagaj, e o chestie foarte ok. Sub partea asta, aici mai avem un spațiu de depozitare, o tăviță și sub tăviță mai avem o roată de rezervă. Un punct slab, deși confortabil, e faptul că portbagajul e electric, însă astea, telescoapele, sunt destul de predispuse a se defecta, mai ales după un număr destul de mare de acționări a portbagajului, însă, cum era aia, prostia și domnia se plătesc. Iar o chestie interesantă, avem ca la mașinile break acest, nu știu cum să-i spun, habar n-am, care îți maschează ce ai în portbagaj ca să nu vadă toată lumea. Și o chestie interesantă, iluminarea portbagajului se face de pe haion, deci are aici pe capitonajul portbagajului o lumină care bate așa perpendicular cu portbagajul. E o chestie tare. Să trecem și la locul din dreapta față. La fel, pe dreapta față găsim reglajul ăsta pentru încuiat și descuiat uși. Deci de aici se blochează și deblochează ușile întregii mașini. De asemenea, avem un buzunar foarte generos. Aici avem un spațiu de ancorare care este protejat de un căpăcel. Foarte util. Acolo jos, la fel, altă clemă de ancorare. De asemenea, scaunul pasagerilor reglabil pe înălțime, cât și pe inclinația șezutului. Tot așa se poate regla de aici. O chestie foarte utilă și, cum am spus, are reglaj lombar. Centurile, din păcate, nu sunt reglabile pe înălțime, însă nu pot să văd asta ca pe un inconvenient neapărat. N-am înțeles niciodată de ce e locul ăsta de vizitare dintr-o parte într alta. Numai așa că vrei să-l prinzi de picior pe șofer, să-l sperii să faceți accident, în rest nu văd. Centurile, din câte vedeți, totuși se pot regla în partea asta de către centru consolei. Măciulia asta, sau cum îi spune, pielea de la schimbător s-a păstrat foarte bine, având în vedere că mașina are 270.000 de kilometri. Interiorul ăsta e super, nu are uzură, foarte ok. Haideți să vă arăt puțin și partea de torpedo. Aici, după cum vedeți, avem două suporturi pentru pix. Sunt niște detalii mici, dar fac diferența. Un spațiu de stocare aici jos, un spațiu de stocare aici sus, unde încap niște chestii destul de mari, voluminoase. Din păcate, mașina aceasta nu are torpedo refrigerat, însă sunt convins că există și versiuni mai dotate. Aici, în lateral, avem butonul pentru dezactivarea airbag-ului pasagerului. Sistemul 4x4 nu este neapărat cel mai potrivit pentru off-road, pentru că nu are veleitățile astea de off-road, însă te poate scăpa de pe un drum cu noroi, de pe un drum denivelat, de pe un drum cu zăpadă, însă nu este gândită pentru off-road extrem. Dar pentru off-road soft și mediu, zic că e ok. Ca și poziție de condus, v-am spus, este o poziție de condus sus, se vede destul de sus. Vizibilitatea este foarte bună și ceea ce am remarcat încă din prima zi când am cumpărat mașina asta, are niște oglinzi efectiv imense. Deci niște oglinzi mai mari ca asta n-am văzut decât la camion. Haideți că dacă tot am ruleta asta aici să vă arăt. Deci oglinda este de 22 lungime pe 16 înălțime, ceea ce mi se pare extraordinar de mult.
Deci, este un atu foarte bun, atât vizibilitatea, cât și confortul la mașina asta, nu ai ce să reproșezi. Dacă vedeți, din unghiul acesta, geamurile laterale au tendința de a urca către partea de sus a mașinii, pe când luneta este mult mai jos decât, uite, distanța asta de aici. Vezi? Luneta este mult mai jos și asta oferă o vizibilitate foarte bună de la scaunul șoferului, deci foarte bună vizibilitatea în mașina asta. De asemenea, stabilitatea pe drum este extraordinară, confortul, cutia de viteză este foarte, foarte plăcută. Deci n-am simțit nevoia de o cutie automată. Nu știu cum să vă spun. Ca puncte minus, pot să spun că m-ar fi mulțumit un interior o idee mai calitativ. Pentru că, după cum v-am spus, scaunele sunt dintr-un fel de imitație de piele. Fețele de uși sunt din același material ca pe scaune, partea asta de aici. Însă nu cred că e tot ce se putea. Sunt de acord, există și versiuni mai dotate, nu zic nu. Dar parcă totuși ai niște pretenții de la mașina asta. Știi? Haideți să vedem un pic, dacă tot suntem la partea de dotări. Ce s-ar mai fi putut pus pe mașina asta și nu are? În primul rând, mai există versiuni care au senzor de unghi mort, care acolo în oglindă are un beculeț micuț și dacă ai o mașină în unghi mort, îți apare. Mi se pare, sper să nu greșesc, că îi spune Bliss la sistemul ăsta. Era un buton pe aici dacă l-avea. Aici era un buton de browser web. Aici mi se pare că mai aveai un buton de ținut banda. Aici mai aveam un buton pentru cruise controlul adaptiv, mi se pare, și aici nu mai știu exact ce ar fi trebuit să fie. Se poate să omit, da. Iarăși o chestie interesantă. Acum la Volvo am observat că au tătierele astea cu o formă mai atipică și pe tătiere au și o agățătoare, din câte îmi pot da eu seama, care trebuie să fie de umeraj, să spunem, sau o chestie de ancorare, cât și acolo, în partea de sus, de asemenea, avem un loc unde se agață umerașul, cât și în spate de tot, dacă vedeți acolo în stânga. Problema este că, din păcate, se întunecă afară și nu aș avea timp să vă arăt în tocmai tot ce mi-am propus. Probabil am omis niște chestii, însă vă aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum vi s-a părut acest review, dacă vi s-a părut util, și să-mi adresați și întrebări mai aveți despre mașina asta, în ideea în care sunteți în căutarea unei mașini. Haideți să vă arăt puțin și compartimentul motor. Da, o chestie un pic anapod este că, na, nu l-am desfăcut de tot, este că deschiderea capotei este în lateralul mașinii, nu este chiar pe centru. Așa, n-am mai deschis-o de mult. Uite aici are reclama. Deci de aici se deschide în lateral. Totul este destul de acoperit. Ca idee este un motor destul de murdar. Pentru că nu se prea lucră ce se intre odată la 15.000 când se face schimbul. 12-15.000. Și în rest, doar lichide parbriz. După cum vedeți aici nu pot să vă arăt foarte multe chestii pentru că nu avem acces la prea multe. Avem aici antigelul. Aici avem lichidul de servo. Și aici avem lichidul de parbriz. În rest nu prea poți să ai acces la multe chestii. Filtrul de aer. Capacul motorului este un motor pus de-a latul, transversal. Și este un motor în 5 cilindri. Și ca idee, motorul este în fața punții față, însă nu mi se pare că are un comportament greșit, din contră, este o mașină foarte plăcută la condus. O chestie ușoară este să scoți farul la mașina asta, deci dacă vrei să scoți farul, trebuie să ridici clema asta și clema asta. Ai scos astea două cleme în sus și tras farul, iasă foarte frumos, se culisează, schimb ce ai de schimbat în far și îl pai la loc. După cum vedeți, are și un capitonaj pe capotă și două cleme la capotă stânga-dreapta, însă de aici se deblochează capota, nu de pe centru cum ai fi obișnuit. Cam asta este motorul.
și compartimentul motor. Mai multe nu prea aș avea ce să vă arăt aici. Mașina, după cum se vede, are și scut pe dedesubt. Capota este foarte ușoară, cred că este din ceva aliaj ușor, deci este foarte, foarte ușoară. Se aude și la închidere, că nu e sunetul ăla de metal greu. Însă mașina este destul de masivă. Ca idee, zilele trecute, aici dacă vedeți, are o mică îndoitură, mică cută aici. În trafic cineva s-a băgat în mașina asta în lateral. Mi se pare că era o Skoda și m-a ieșit destul de șifonată în ideea că și-o spar farul, bara, o îndoit un pic aripa și colțul la capotă și mașina asta efectiv are o singură cută acolo. Nici măcar nu i-am cerut asigurare, că mi era milă de omul ăla că s-a băgat în mașina asta. Da, îmi pare rău pentru el. Se mai întâmplă. Ce să vă spun, dragilor, vă mulțumesc că m-ați citat la prezentarea asta mea, făcută în grabă și pentru întuneric. Însă atât s-a putut vorba aia. Pe viitor sper să am niște condiții mai optime de filmare, să nu ne mai prinde noaptea. Însă, dacă aveți orice nelămurire, lăsați-o în secțiunea de comentarii și dacă se poate să nu aruncați cu foarte mult hate, pentru că fac chestia asta de pasiune, nu o fac într-un mod profesionist, o fac efectiv în ideea de a ajuta la rândul meu mai departe alți oameni care sunt interesați de genul ăsta de mașină și care sunt în căutarea unei mașini.